Consilierii PSD, Florin Cristescu și Dan Ioan Cușnir, au declarat că se pot găsi soluții pentru salvarea echipei de fotbal Forestan. Cristescu a precizat că acea colectă pentru echipă este o umilință pentru jucători. Aș începe prin a spune foarte răspicat că nu sunt un, așa cum s-a scris, că sunt un gropar al sportului, că nu vreau să votez bugetul sportului din Suceava. Da, vreau să votez bugetul sportului din Suceava, dar vreau să votez bugetul sportului Suceava pentru performanță. De aceea am ajuns aici și aș vrea să vă spun și dumneavoastră ceea ce am mai și discutat cu alți colegi de-ai mei. Este dureros ca în acest moment, în anul 2017, noi, ca și comunitate locală, să facem o colectă pentru fotbalul din Suceava. Mă doare sufletul și nu cred că s-a mai întâmplat vreodată de-a lungul carierei mele să se strângă niște bani pentru a ajuta sportul din Suceava. De ce s-a ajuns în această situație? Probabil pentru că nu s-au îndeplinit niște lucruri care erau trecute într-un proiect între primărie și echipa de fotbal, acele tranșe de bani care trebuiau să ajungă în vestiria clubului. Și de aici s-a plecat ca pe un topogan, s-a ajuns unde s-a ajuns. Problema este cum putem rezolva această situație. Probabil că nu o să poată schimba cu nimic soarta acestei echipe, pentru că din ce știu eu, sau poate dumneavoastră știți mai mult, în urma strângerii acestor bani, cred că s-a ajuns undeva la o sumă de 2650 de RON în decurs de o săptămână. Consilierul PSD este de părere că o dezbatere publică cu oamenii de afaceri din județ care ar putea achiziționa bilete pentru următoarele meciuri jucate acasă ar aduce salvarea echipei și stadionul plin. Singura soluție la momentul ăsta ar fi găsirea unor bani pentru a lichida aceste datorii care le avem la finanțe din partea clubului. Probabil că poate sună aberant. Colecta asta mi se pare umilință asupra fotbaliștilor. Cred că mai ușor era să fi făcut o dezbatere publică cu mediul de afaceri, cu oamenii de afaceri din Suceava, care nu sunt puțini și care la un anumit moment ar fi putut achiziționa niște bilete contra cost. Pe lângă faptul că stadionul acesta ar fi fost din nou plin, probabil că s-ar fi rezolvat mai ușor problema banilor și atunci implicit lichidarea acestor datorii față de stat. Nu este târziu nici acum. Probabil că dacă ne vom uni și vom lăsa o parte răutățile și culorile politice, probabil că ar fi mai ușor pentru ca copiii ăștia ai noștri să crească frumos, să ne bucurăm de ei, să ne bucurăm de performanțele care le vor face. Această soluție a fost susținută și un alt membru PSD, consilierul județean Dan Ioan Cușnir. Presupun că ideea camaradului Florin Cristescu este ca în loc să apelăm la mila publică, să creăm niște pachete pentru următoarele două meciuri acasă, de exemplu, să adunăm oamenii de afaceri și să-i facem să înțeleagă că dacă fiecare vor cumpăra câte 20-50 de pachete la următoarele două meciuri acasă, se vor acoperi datoriile către stat și ceea ce este cel mai important și a evidențiat și Florin, stadionul va fi din nou plin.